Bună ziua, bine ați venit la conferința de presă a Universității Craiova, conferință de presă premergătoare partidei pe care echipa noastră va disputa pe teren propriu, mâine în compania formației Sepsi OSK. Alături de mine, antrenorul principal, domnul Corneliu Papă, împreună cu Valentin Mihailă. Am să le dau cuvântul pentru a vă spune câteva vorbe despre acest joc, apoi așteptăm întrebările dumneavoastră. Domnul Papă. Bună ziua. Nu ne așteaptă un meci împotriva unei echipe, un început bun, unei echipe agresive, se apără bine. Sper să găsim soluția pentru a marca. Vom vedea mâine la ora jocului starea noastră din punct de vedere fizic, cum ne vom prezenta. Oricum ar fi, trebuie să câștigăm cele 3 puncte. Vali? Primul rând, bună ziua. Va aștepta o partidă foarte grea. Au un moral destul de bun, nu au nicio înfrângere în aceste 4 etape. Noi trebuie să intrăm pe teren, să ne facem treaba și să aducem cele 3 puncte. Întrebări, vă rog. Întâlniți o echipă neînvinsă până acum în campionat. Cât de mult credeți într-o victorie în condițiile în care aveți spectatorii de partea noastră? Intrăm la fiecare meci cu gândul de a câștiga. Trebuie să credem 100% în potențialul nostru și mâine trebuie să câștigăm. Veți odihni mai mulți titulari ca să mizați totul pe returul de la Atena? Vom vedea mâine. Întâi să vedem ce jucători sunt tați și cum se prezintă. V-ați bucurat de sosirea lui Bălașa? Până la urmă, vine, nu vine? Ce știți? A semnat cu Universitatea Craiova. Lucrurile sunt foarte clare. Nu există niciun dubiu. Nu înțeleg. Este în lotul Universității Craiova pentru meciul? Dacă a semnat, încă nu, pentru că trebuie făcut viza medicală, trebuie să anumiți pași, dar oficial este jucătorul Universității Craiova. Nu va fi în lotul cu Sepsi? Nu, cu siguranță nu. Tiago, ați vorbit cu el? Pleacă la FCSB? Tiago, nu știu, e dorința lui sau ce s-a rezolvat, nu știu. Nu știu absolut nimic, pentru că nu am ajuns la stadion. La finalul meciului cu AEK Atena, Nicușor Bancu s-a plâns de starea gazonului. Sunteți de acord când spune că... În unele momente ale jocului, într-adevăr, eu știu, gazonul joacă feste. Tind să tragi la poartă, sare mingea chiar în momentul lovirii ei și poți avea execuții defectuoase. E un lucru rău pentru fotbalist, dar trebuie să ne acomodăm indiferent de gazon. Când credeți că va arăta și la Craiova un gazon ca cele în care ai jucat în Franța? Asta nu știu, nu sunt specialist în gazon. Ai crescut lângă jucătorii Craiovei Maxima, poate chiar te-ai antrenat cu ei, ai văzut acea imagine cu Mircea Lucescu ieșind din vestiarul FCSB-ului. Crezi că și pentru Craiova este o soluție ca o mare glorie a Craiovei să vină în vestiar fără să știrbească imaginea sau autoritatea antrenorului? Craiova Maxima este alături de noi. Sunt toți prezenți la meci. La fiecare meci. Și în vestiar? Pot să vină. Nu este o problemă. Sunt alături de echipă, indiferent din poziția lor. Comparând adversarul de mâine cu Craiova, din punct de vedere al rezultatelor obținute în acest start de campionat, au un ascendent. Putem elimina acest ascendent și dacă se resimte o oboseală la nivelul lotului după parcursul ăsta foarte dens? Cu siguranță. Cu siguranță se resimte, dar noi ne-am dorit să jucăm în Europa League și trebuie să trecem peste orice impediment și să câștigăm mâine. Creează emoții ușor. Formația Sepsi suplimentare prin parcursul pe care l-a avut până acum este neînvinsă. Da, este neînvinsă. Eu știu, avem posibilitatea, avem potențialul de a învinge orice echipă din România. Nu. Asta depinde, vom vedea mâine la ora jocului. Putem declara orice, important este ce facem acolo pe teren. Probleme de lot mai sunt din punct de vedere medical? Vom vedea mâine. Acum, la ora 5. Vom vedea care, știu, cum se prezintă jucătorii și ce probleme sunt. Vale, tu ești în plenitudinea forțelor? Cum te simți acum după o perioadă de absență? Mă simt foarte bine. Sper
să prind câteva, ceva minute mâine și ușor, ușor să-mi intru în ritm. Cum îi simți pe colegii înaintea meciului cu Șepși? Păi simt foarte încrezători. I-am văzut și ieri la cantonament. Am vorbit cu ei, sunt foarte încrezători că vom lua cele 3 puncte mâine. Rezultatul de la Târgu Mureș a fost un accident, în opinia ta? Da, pentru că au avut și avantajul zilelor în plus. Noi, jucând în 3-3 zile, jucătorii au fost obosiți și cred că asta s-a văzut în a doua repriză. Cât de mult crede vestiarul într-o victorie? Foarte mult, adică în fiecare meci noi mergem cu gândul la victorie. Nu este vreodată să intrăm pe teren să zicem, mamă, astăzi nu câștigăm, dar vă dați seama că sunt și probleme de los și jucători accidentați, obosiți, dar vom intra pe teren și vă da 100%. Cum te-ai simțit joi cu stadionul gol? Dar nu a fost gol. Au fost acei copii care ne-au susținut din primul până în ultimul minut. Au fost vreo 4.000 de copii. Vreau să le mulțumesc pe această cale că i-au încurajat pe colegii mei și sper să mai vină. Crezi într-o minune la Atena? Da, orice este posibil. În fotbal orice este posibil. Au fost rezultate și mai drastice de atât și cu siguranță vom face un meci bun și nu avem nimic de pierdut acolo. Cornel, există minuni în fotbal? Da, există răstunări de... Există minuni în viață, dar nu mai în fotbal. Joi se simțea o dezamăgire în tonul tuturor celor intervievați. A trecut starea? Ați umblat la moralul lor? Fotbalul continuă. Trebuie să te pregătești pentru meciul următor. E frustrant în momentul în care puteai să faci un rezultat mult mai bun. În momentul în care pierzi cu 4-0, te bate o echipă mult mai bună, recunoști, strângi mâna și te pregătești ca să ajungi și tu la nivelul lor. Dar nu a fost cazul. Asta este frustrarea pe care o simți după un meci de genul ăsta. O victorie mâine ar constitui și un plus de moral pentru confruntarea de joi? O victorie mâine ne-ar ține acolo sus. Atâta tot. Sunt două competiții diferite, sunt două meciuri diferite. Trebuie să abordăm fiecare meci cu încredere și trebuie să ne concentrăm pentru fiecare meci la fel. Indiferent că jucăm cu AEK, indiferent că jucăm cu Sepsi, dacă vom aborda meciurile din punct, eu știu cum, cu multă încredere, cu dorință, cu atitudine, vom reuși lucruri bune. Să nu cădem eu știu că este mai bun ca o echipă pe hârtie și să intri relaxat. Atunci ești pierzător dinainte de a intra pe teren. Cornel, joi după meci s-a spus că Craiova cu ocaziile, grecii cu golurile. Ești de acord cu această părere formată? Au avut și două situații bune de a marca. Și noi, păcat că nu am reușit să marcăm. Meritam din plin. Mai sunt întrebări legate despre meciul de duminică? Urmează 3 victorii consecutive de acum încolo în campionat? Vom vedea, nu știu. Cât mai multe victorii. Vom vedea. Dacă nu, vă mulțumesc.